După ce au participat la Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Patriarhală, membrii Consiliului Național al Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români au fost primiți la reședința patriarhală de prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Vizita a fost prilejuită de întâlnirea din aceste zile a președinților filialelor ASCOR din țară. Întâi stătătorul bisericii noastre a apreciat activitatea desfășurată de ASCOR de la înființare până în prezent, precum și proiectele pe care le vor implementa în acest an. De asemenea, Părintele Patriarh i-a îndemnat să intensifice activitatea prin cooperare între filiale. Ne bucurăm că aveți o activitate bogată și, desigur, dinamică. În unele zone activitatea ASCOR este mai intensă, în altele mai puțin. Motivațiile sunt diferite, dar în general de 30 de ani nu s-a întrerupt activitatea general vorbind acestei asociații. Acum se trebuie intensificată activitatea, e o nouă etapă și trebuie mai multă cooperare și coordonare. Trebuie să aveți mai multe informare reciprocă despre activitatea din diferite filiale. Am înțeles că ați propus pentru anul acesta să apară un album aniversar cu cele mai frumoase imagini de-a lungul a 30 de ani din arhive. Apoi un volum cu cele mai deosebite cuvântări care s-au ținut la ASCOR, sigur, cuvântări integrale sau parțiale, cu cele mai relevante părți din acele cuvântări ținute de invitați din țară, din străinătate. Și, desigur, am înțeles că doriți o tabără ASCOR cu reprezentanțe tuturor filialilor la Sfânta Cruce Caraiman și un festival național. Toate vor culmina și cu o frumoasă slujbă de resfințire a primului paraclis universitar ASCOR, Biserica Sfântul Nicolae Ghica, de aici din București, care se află încă în lucrări de restaurare. Și deci este un program destul de frumos. Acesta, sigur, este unul național, dar la nivel de eparhii, la nivel local, se pot organiza pentru întărirea comuniunii, solidarității și frățietății, diferite alte activități. Și am spus deja părintelui Vasile Gavrilă că noi vom tipări albumul și volumul aniversar la tipografiile Patriarhiei Române pentru a vă ajuta și în același timp pentru a arăta prețuirea și recunoștința noastră pentru activitatea de 30 de ani acestei prestigioase și foarte dinamice asociații. La întâlnirea Consiliului Național al ASCOR din aceste zile a participat și părintele conferențiar Nicușor Beldiman, consilier patriarhal în cadrul sectorului teologic educațional. Vă mulțumim cu recunoștință pentru bucuria pe care ați prilejuit-o tinerilor din ASCOR și anume reprezentanților filialelor din țară, filialelor ASCOR, prin faptul că ați acordat în alta binecuvântare ca lucrările Consiliului Național ASCOR să se desfășoare în zilele acestea la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul a Universității din București și de asemenea prin faptul că ați acordat în alta binecuvântare ca reprezentanții să participe la Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală astăzi, dar mai ales prin faptul că i-ați primit aici în reședința patriarhală pentru a le împărtăși binecuvântarea părintească a prefericirii voastre. La final, Părintele Patriarh le-a oferit daruri tinerilor și a anunțat că cei mai activi membri ASCOR din țară vor beneficia de un pelerinaj în Țara Sfântă.